Bine, v-am găsit. Verific doi roișori să văd la ei. Doi sau trei roișori am venit să verific, să văd dacă... Să văd cum e situația, să văd că lucrează foarte intens. Dacă coloniile mari rămân fără albina, la roișori e un pic diferită situația, fiindcă aceștia culeg foarte bine. Și dacă culeg așa intens, să văd dacă au loc. Vedem dacă au loc pentru a depozita nectarul. Folosesc repelentul, arunc doar o privire pe o ramă. E în regulă, nu e nicio problemă. Este loc pentru nectar mult și bine. Tot ce trebuie eu să fac este să vin cu o eventuală turtă proteică, numai să termine, să trag linie la finalul culesului, să văd ce și cum. Să vedem cu ce albină rămânem. Să mergem la un alt roișor. Aici nu mai e chiar așa roi mic, dar să-i verific capacitatea lui de lucru. Foarte bună. Foarte bună soluția repelentă. Faceți-vă fără nicio problemă. E utilă. E un pic mai bun decât fumul, fiindcă se evaporă mai încet. Iată, eu ziceam că e roișor, dar e roișor, îl țin ca roișor, că e roișor format. Să-mi aduc pleștere, iată ce fain este. Deci roii au tendința asta de a se dezvolta. Familiile de albina dau înapoi, iar roișorii se dezvoltă. Am lăsat pleștele într-o zonă și nu știam pe unde. Deci, să scot o ramă, să văd dacă e necesar să mai aduc ramea. Să dau după grila ursul. Iată, albina este și după această grilă, deci pot să mai aduc rană. Dăm un pic cu repele.
Așa, și mă interesează una sau două rame de lângă cuib aici. Da, e superbă treaba. Superbă, superbă. Avem ramă plină cu nectar și aceste ramele dau eu după grila USO. Păi ele vor veni și le vor căpăci. Ridic o ramă și dacă este goală, îi aduc rame goale sau dacă e puiet. Iată ce fain, am băgat aici nectar și bag în continuu. Și rama cu puiet arată foarte, foarte bine. Albina asta care culege acum va muri. Puietul este importanța de gradul 0. Iată ce puiet fain aici. Deci este un roi de anul acesta făcut în luna mai. Super fain. Mă interesează prezența larvelor și ouălelor. Este, dar și ouă și larve foarte bine arată. Problema e că intră mult în nectar și va bloca zona de puiet. Ce fac în acest caz? Doar i-adaug două rame mai goale. Sunt stup care probabil nu mai au așa albine, deci familiile de albine care au lucrat până acum, acolo scade albina. Iată aici crește albina. Aduc două rame, o ramă goală în care poate depozita imediat și o ramă care poate să mai lucreze la ea dacă dorește. Bun, cam asta e configurația unui roi, deci va face și miere. Temperaturile sunt foarte mari, așa că albina lucrează mai mult dimineața.
Deci am mai făcut un pic de lor și acestui scup, acestei mici colonii. Arată foarte bine, chiar sunt curios cum va intra la iarnat. Perioada asta este destul de critică, să zic așa, a binelor. Să te îngrijești de puietul lor, să aibă puiet, este important. Măcile ouă, dar care e problema? Se pot bloca spațiile, nu ești acolo să intervii. Mai ales că în mare parte apicultorii cu angajați, zic eu că pleacă prin vacanță, doar care își permit angajați, fiindcă în această perioadă, dacă lași albinuțele fără un pic de organizare, peste o lună te duci și te plângi că ce s-a întâmplat în stup, că nu știi ce e acolo. Păi, dar culesurile uzează albina, indiferent de ce tip sunt ele. Puietul ce vine din spate e albina care o să o vezi peste o lună. Astea vor cam vor dispărea. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!